După două luni și jumătate de pauză totală și o lună și jumătate de pregătire, mușceleanca Denisa Dragomir a revenit mai în formă ca niciodată. Una dintre cele mai titrate sportive, Denisa a câștigat un nou titlu mondial la Skyrunning. Medalia de aur obținută la Campionatul Mondial de Skyrunning reprezintă pentru atleta originară din Berevoiești un vis devenit realitate. A fost un an greu, un an plin de încercări, un an în care nici nu am îndrăznit să visez la obținerea unei medalii la un campionat mondial, și încă nu s-a terminat sezonul competițional. Dar dorința de a reveni alături de cele mai bune alergătoare ale lumii m-a însoțit zi de zi la toate antrenamentele. Cursa de duminică mi-a demonstrat că psihicul este cel care face diferența. Deși, din punct de vedere fizic, nu am fost în cea mai bună formă și am suferit mare parte din cursă. Psihicul a fost cel mai bun aliat al meu. Mulțumesc tuturor persoanelor care au fost alături de mine pe parcursul acestei perioade, mulțumesc că ați avut încredere în mine și m-ați susținut necondiționat, mulțumesc pentru toate gândurile frumoase transmise zilele acestea, a scris Denisa Dragomir pe contul său de socializare.